În strânsă legătură cu lumea muzicii și a culorilor, este platforma pe care Google Chrome ne-o propune în crearea de melodii sau transpunerea partiturilor în sunete muzicale. Aceasta se numește Chrome Music Lab și o putem accesa scriindu-i denumirea în motorul nostru de căutare. Dăm click pe prima opțiune și alegem Song Maker. Ni se va deschide o interfață cu multe pătrățele, iar secretul este că fiecare pătrățel reprezintă o anumită notă muzicală. Pentru a o înțelege, o vom împărți în trei secțiuni. În partea superioară vom avea notele de la Do-1 până la Si-1. Iar pentru a adăuga notele, facem click pe pătrățele. Fiecare notă este reprezentată de câte o culoare, iar sunetele pot fi puse simultan sau separat. Pentru a șterge o notă, dăm din nou click pe respectivul pătrățel. În partea mediană vor fi tot notele de la Do și până la Si, însă din registrul grav. Notele destinate acompaniamentului, adică în cazul pianului, notele executate cu mâna stângă. În partea inferioară avem două rânduri dedicate percuției, pentru a întregi orchestrația lucrării muzicale. În varianta predefinită ne aflăm în măsura de 4 timpi. Iar atenție! Un timp este considerat până la linia mai proeminentă. Practic, acest timp este împărțit în două jumătăți. De aici ne dăm seama că fiecare pătrățel va avea jumătate de timp. Precizare! Nota de un timp durează cât două pătrățele. Deci jumătate plus încă jumătate. Însă, în momentul în care selectăm două pătrățele, programul ne va cânta două note de jumătate de timp. Ca soluție, unde vedem o notă de un timp, o vom nota ca un pătrățel plus o pauză de jumătate de timp. Pentru a înțelege cum funcționează, haideți să transpunem în această platformă un fragment din Oda Bucuriei de Ludwig van Beethoven. Observăm că lucrarea noastră este compusă din note de un timp, adică de pătrimi, și note de jumătate de timp, adică optimi. După precizarea anterioară, dacă melodia noastră începe cu nota mi de un timp, vom pune mi, primul pătrățel, și o pauză pe al doilea. În acest fel, programul nu ne va cânta două note de jumătate de timp. Deci, mi pe primul pătrățel plus pauza de jumătate de timp formează împreună un timp. În acest fel, vom proceda cu toate celelalte note de un timp. Atenție! Aici avem nevoie de un mi de un timp și jumătate. Un timp și jumătate va fi format din trei pătrățele. Deci, nota va ocupa primul pătrățel, apoi vor urma două pauze de jumătate de timp. Mi de jumătate de timp plus cele două pauze alcătuiesc un timp și jumătate. Urmat, bineînțeles, de re de jumătate de timp. Apăsăm butonul play pentru a asculta ce am creat. Însă, melodia noastră nu se limitează la 4 măsuri. Va trebui să adăugăm alte măsuri pentru a continua fragmentul muzical, acesta fiind un bun prilej de a intra în setări și de a afla ce ne oferă platforma. Dăm click pe Settings
Și observăm că putem schimba lungimea fragmentului muzical. De exemplu, am putea adăuga 16 măsuri. Beats per bar înseamnă numărul de timpi ai unei măsuri muzicale. În cazul nostru, 4 timpi. Deoarece ne aflăm în măsura de 4 pătrimi. Însă putem adăuga sau reduce. Split beats into se referă la împărțirea notei de un timp în două jumătăți egale, ca în cazul optimilor. Însă putem împărți timpul și în valori mai scurte decât optimea. De exemplu, 4, adică 16-imea. În acest caz, nota de un timp a fost împărțită în 4 valori de sfert de timp. În cea de-a doua coloană, putem selecta ce fel de note dorim să compună linia melodică. În cazul lui Do major, însemnând clapele albe ale pianului. Însă, selectând cromatic, vom avea și clapele negre. Start on ne transmite că melodia este scrisă în C. C reprezentând nota Do în notație literală, adică tonalitatea Do major fără alterații la cheie. Însă am putea avea nevoie de tonalitatea Re major sau de Mi major. Depinde de tonalitatea în care este scrisă melodia noastră. Și, în fine, range se referă la numărul de octave din care este construită melodia. Practic, de câte ori dorim să fie repetat șirul Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Octavă reprezentând intervalul dintre notele Do 1, de exemplu, și Do 2. În acest moment, având stabilite setările melodiei, putem trece la scrierea următorului fragment muzical. Iar aceasta este linia melodică a lucrării Oda Bucuriei de Ludwig van Beethoven. Programul permite adăugarea percuției, bineînțeles pe fiecare timp, dar și pe jumătăți de timp. Putem schimba instrumentul cu care să fie executată linia melodică? Și putem adăuga o modalitate de acompaniament pentru mâna stângă, deci pe sunetele din registrul grav. Putem seta tempoul melodiei, adică viteza cu care va fi executată, mai lent sau mai repede. Iar la final apăsăm Save și avem opțiunea de a salva linkul spre melodia noastră sau de a o descărca.